Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem un experiment destul de mișto. Unul dintre voi mi-a lăsat un comentariu, îl vedeți aici, cu o super idee. Și am zis, bă, de ce să nu încercăm? Îl avem pe David în spatele camerei care mă ajută. Salut, suntem salut. În parcare la Carrefour, mergem să luăm multe, multe sucuri. Nu facem nici cu gaz, nici cu Mentos. Avem o altă idee. De fapt, ați văzut ce scrie în comentariu, eu că am păstrat suspansul, dar de fapt le-am arătat comentariu. Da, ați înțeles voi ideea. Mergem să cumpărăm sucuri și cu zahăr, un cântar și după mergem acasă să facem experiment. Ești pregătit? Da. Hai să vedem. Oricum, eu când eram mai micuț eram fan sucuri, consumam și eu destul de multe sucuri, acum nu mai consum, știți că beau doar apă, așa că hai să vedem ce ne este cu experimentul ăsta. Apăsați butonul de like acolo în forță să facem 60.000 de like-uri și dacă aveți alte idei, scrieți-mi în comentarii și o să fac și partea a doua. Mă gândeam că energizante, dar cred că o să luăm acum și niște energizante, nu? Hai că luăm, da, acum, luăm acum tot în partea asta niște energizante, așa că urmăriți tot clipul de la început până la final, hai să mergem. O să iau un rockstar din ăsta, de care se mai iau, mai iau un din ăsta. Un din ăsta. Băgăm aici, iar când mă vede femeia la casă o să zică, iar Bogdan, dar e ziua ta, faci o petrecere? Nu mai fac, doar nimic, chiar fac un video, bineînțeles. De care să mai iau, mă, ia zic. Și clipul ăsta nu e nicio sponsorizare. Dacă era sponsorizare, uitați-vă câte branduri am aici. Eram bogat, eram bogat de mult dacă mă sponsorizau toți ăștia. O luăm în continuare să vedem ce mai găsim și revenim cu update. Multă lume m-a întrebat, Bogdan, te-ai mutat? Nu m-am mutat, sunt acasă la Andreea, aici filmez. Știți că Danu e plecat și mă ajută David și Andreea la clipul să avem aici content să postăm în continuare. La prima vedere, așa, care spui tu care are cel mai mult zahăr și care spui tu care are cel mai puțin zahăr? Să vedem dacă nimerim. Ăsta cel mai mult și ăsta cel mai puțin, tu? Ăsta cel mai mare, ăsta cel mai mic. Avem cântarul aici, uite, o să-l dau eu dacă poți să vii tu puțin aproape. Cântarul este pe grame. O să iau recipientul ăsta pentru că dacă las recipientul pe cântar, ăsta cântărește deja 88 de grame. Ca să vadă și ei să înțeleagă, explicăm aici la una și după o să tai eu la montaj la fiecare calcul din ăsta când ne apucă dimineața. Vedeți că aici scrie 250 de mililitri. Iar aici, dacă vă uitați voi undeva, din care zaharuri, avem pe 250 de mililitri 26 de grame. Atenție, pe 250 de mililitri el are 26 de grame de zahăr. Dar noi trebuie să calculăm, să aflăm cât are pe 2 litri. Și așa toate trebuie sticle. Să facem la fiecare sticlă din asta. 208 grame de zahăr? Da. Wow, mi se pare mult rău de tot. Hai să vedem, hai cam să vedem cât e. Cam cât vine 208 grame. Perfect, să vede. 208. Se vede, da? 208. La o sticlă de Fanta, dacă beți pe zi o sticlă din asta de Fanta, beți cam atât zahăr. Cam asta se află într-o sticlă din asta de Fanta. Fruity Fresh-ul vreau să-l iei. Fruity Fresh-ul ăsta, de da. Pere? Are fix 188. 170, 189. Fruity Fresh ăsta de pere, cam atât are. Mi se pare destul de mult dacă mă întreb pe mine. Pentru 2 litri din ăsta, uite cât a zahărul aici. Când eram mai mic, eram disperat după sucul ăsta, îmi plăcea foarte mult. Cât are? Deci nestiul ăsta are 66. Mamă, fix 66 am luat. Ia vezi acum. Tot atât? 66, da. 66, nu? Deci neste aici de 2 litri, atâta zahăr băgam în mine când stăteam la calculator și dădeam unul din ăsta pe seară. Eu zic pe ăsta albastru, ăsta, ăsta? Mai mare un pic, da. Ăsta are 54,5. 54... Am pus 55, dar cred că e ok. E virgulă 5, ăla pe care 5, nu am cum să-l pun aici, nu știu. Că ăsta trece direct și 56-57, n-are cu virgulă. Gata, 55. 55, da? Pare cam mult. Să luăm santalul ăsta să vedem care-i treaba cu el. 180. Po, cât e? Ia. Să vezi aici frumos. Perfect, se vede, da? 180. Mi se pare mult tare de tot. Deci mergem cu cola, eu l-am ales, nu? Da, tu l-ai ales cu cola care cel mai mult, da. Ia să vedem cât are cola, mă, frate. 216. 216? Da. Mamă. E cel mai mare de până acum? Da, cel mai mult până acum, deci am testat. Deci vine paharul ăsta. Deci e mai mult decât paharul ăla? Nu știu. Acum uite, am 213. Aha. 216 în cap am pus. Bine, o să vezi. Ia, frate. Ia, că aici chiar trebuie să-l controlez, că dacă mă fură la astea. Nu, mă, frate, uite. Da, 216. 216. Forță. Aproape... tot paharul ăsta e. Deci aproape tot paharul ești nebun. Tu ai zis că dacă pui tot paharul ăla direct în sticlă, vine un sfert de sticlă de, numai de zahăr. Pepsi ai fost, Pepsi, nu? Da. Hai să vedem. 136. 136. Deja te-am făcut cola meu 216. Mamă, 216. Ești nebun la cap. Ca să vezi că e corect. Da, nu e corect. Se vede, da? Da. Deci ăsta e paharul meu de cola, ca să înțelegeți. E dublu, aproape. Chiar e aproape dublu. Eu am zis că iau Teddy. Da, și eu am zis că are apa. 108. 108? Da. Băi, cam mult, mă, frate. E cam prea mult. 108. E mult rău de tot. 69. 69? Da, te-am luat. M-a luat, da, dar vezi că pentru apă mi se pare mult o apă din asta cu aromă. 69. Ia să vedem. Hai să vedem, da.
Hai să luăm capul ăsta. 138. 138. Se vede? Da. Deci cam asta e. Hai să-l punem deoparte și pe ăsta. Mountain Dew. De 2 litri mi-au pahar mare, zic eu. 256. 256? Da. Bă, dar nu cred că mi-e cap în paharul ăsta, ești nebun? Mamă, nu poți cred că e un pahar din ăla plin. Pahar din ăsta plin. Mi se pare mult rău. Tu zici dacă e o linguriță din tot zahărul ăla, că deja... Bă, păi tu dacă ai luat o lingură din asta, asta e o lingură, da? Dacă ai mâncat o lingură din asta, uite puțin câte linguri mai sunt aici. Hai să mai luăm un energizant și luăm Hell-ul ăla, că sigur... Ăsta? Da, da, sigur bea-l ăla. 27,5. Bă, pentru o doză... Dacă bei 10 pe zi, dai seama că e mult. Eu vreau să văd pe Red Bull. Aici Andrei e fan Red Bull. Are 27,5. Nu, stai că m-am dus departe. Am uitat un cavaj, am pus 70. Vreau să mă opresc la 27. Nu știu la ce mă gândeam. Cam asta-i. Față de Hell, ia să vedem. Ăsta e Hell-ul, da? Cam același lucru. Cam pe acolo, da, nu e mare. Nu-i chiar mare diferența, să-l pun și pe ăsta aici. Adria, ăsta? Da. 34,4 are. Ba, eu mi-am pregătit pahar mare, deci pot să iau unul din ăsta mic, mă. Nu mă așteptam să aibă atâta. 34... Bă, mi se pare destul de ok. Pentru deci, 2 litri de suc... Cam o lingură și puțin, cum ar veni. Deci știi că avea litri... o doză de energizant, cam atâta. Asta spun. Aloe. Mamă, și asta îmi plăcea. 135. 135? Da. 135. Hai că nu erai departe. 135. O, dar vezi că e mult. Asta yeah. 135. Mi se pare mult. Da, cât zic eu merg eu pe timbar. Direct la ăsta mi-au pahar mare. Am așa o presimțire. Și eu zic. După culoarea asta, așa la cum arată, pare căpșuni așa. Și cu roz, roșu. Vreo 200 așa pare care. 200 și... 9,2 are. Ce 9,2, mă? Grame. Bă, pe 2 litri ai calculat? Da, mă, da, 9,2. 9,2, mă? Are mai puțin decât un energizant din ăla. Bă, are mai puțin decât apa, mă. Ești nebun? Da, chiar cât decât apa. Cât finim, mă, 9,2? 8? Nici o lingură. Ia. O lingură. Asta e tot. Nu cred. Deci asta e tot ce are sucul ăsta în el. Nici nu-i full lingura. Uite da, așa. Nu-i full lingură. Hai să mai intrăm așa în categoria asta și iei fix Mirinda ăla când face coffee. Ăsta? Da. Mirinda ăsta. Cum zero, mă? Bă, are zero, mă, nu vezi? Uite aici pe ăsta. Cum să-l țin? Uite aici, n-are nicio din asta, nu-mi indică nimica. E zero peste tot. Deci care nu scrie nicăieri zero frate? Zahăr? Bă, ori sunt prost eu și nu văd unde deci scrie fără zahăr. Deci, că ăsta e bun de băut? Cum ar veni? Bă, ci că așa, că n-are zahăr. Bă, acum n-a, poți să bei orice, dar nu în cantități. Bei 5 da, bidoane da, pe zi de cola, de exemplu. Îți dai seama că e mult. Ba, drept de calcul. 66. Trebuia să iau pahar mic, mă. Ca să fie frumos, că nu-mi place. Am și eu nebuniile mele, să arăte bine aici. Mă așteptam să aibă mai mult de asta. 21. Îți vreau două linguri și două linguri și jumate. Ce două așa? Linguri? Că s-o grămadă de linguri. Lăsăm aici, da? Hai să luăm Sprite-ul. Are... 40. 40? Da. Oh, m-am dus la 50 ceva, bă, un cavaj, nu mai mă opresc. Uite, 40 în cap. Bă, deja sunt perfect feliz, ai văzut, iau la ochi, așa, uite, ca să vezi. Da, ești ca lumea, ce trebuie să te faci din asta. Ce să mă fac? De pus zahăr în pungi, ce să mă fac? Cam așa vin. Șuieps din ăla, cu lămâie. Din ăsta? Am văzut că mereu te văd cu un bidon din ăsta da, în mână. Ia să vedem ce bași tu în tine. Deci, vă zic eu sigur că bea unul pe zi, 100% bea unul pe zi, ca să știți. Asta ce-l văd eu. Nu mai știu ce mai face seara pe la calculator și așa. Deci să auzim, domnul matematician, cât zahăr băgați în dumneavoastră. Cam cât crezi tu? Vreo 210, așa. 189. 189, deci fii atent, golesc punga asta. Golesc punga asta de zahăr odată. Deci n-am pus pahar mare degeaba. 189 în cap. Cam așa arată și bei tu pe zi. În caz de te întrebai vreodată și erai curios, uite aici. Mamă. Mi se pare nu că mult. E exagerat de mult. Cred sigur mai mănânci și alte lucruri. Nu știu, e un geniu, un corn, o prostie, o ciocolată. Deci ce să mai... 7 kg de zahăr are David într-o zi. Diabet, direct. Doamne ferește, ești nebun la cap. E chiar nu înțeleg. Bă, mănânc mult, bă, mănânc mult dulce, mult. Dau sucuri. Bă, frate, n-am băut ceai, atunci după nuntă. Când am băut la cola din aia, tot ce a rămas, două boxe de cola am avut.
Asta las pe cameră, ca să știi. Dar nu a filmat bine. El contează așa, las că mai ținut camera. Popcul ăla ăsta, mi se pare și eu, butelii din asta neagră. 127,5. 127. Hai, 128 s-a pus, hai, bine, cu 0,5 ăla merge. Cam asta e, mi se pare mult. Pentru cei care beau Popcul ăla. E mult. E mult, mult, mult. E mult rău. Gata, 132. Uite și tu diferență. Da, nu. E mai ceva, diferență este. Da, este. Bă, curiozitatea mea este la butelia asta mare, care are 2,5 litri. Cât zahăr are? 4 kg jumate, cât are? Ăsta eu zic că la 250, cel mai mare ăsta. Mare, de regulă ăsta. Are 19,5. Bă, dă-l încolo, bă, păi îmi iau pahar mic la ăsta, că după aia îl jignesc, ești nebun. Dar nu vine să cred că ar doar atâta. O, te-am pus 30 ceva eu aici, gândește. 21. 19. Bă, 19, mă, frate. Vine, mă rog, și trebuia la 0,5. Da, nu te contează. Da. Deci și fel scap numai la figure, așa și am pus direct. 19. Bă, vezi că are 2 litri jumate mâncați aș gura. Ia, comparativ. Și uite câta zahăr are. Puțin rău de tot. Ești nebun la cap? Mama mea, forță rău. Pepsi Twist, da? 216 are. 216? Da. Bă, are mai mult decât, nu? Cât ăla normalul? Da, 216. E mult rău. O grămadă de zahăr. Rockstar. 29 are. 29. Cam asta e treaba. 29. Cam asta e. Cam multicel pentru doză, sincer. Royal Crown ăsta, habar n-am. Un fel de cola sau ce vrea. Ia arată-le aici, că nu cred că știi toată lumea de sucul ăsta. Habar n-am. Deci are 27 are. 27? Mult. Mult, ești nebun la cap, tu nu vezi să te iei nimic. 27. Mamă, dar ce li pun acum pe ultima să da, te numai așa, bam bam, repede. Ia. Cam. Bă, e un pic. Tiger ăsta, hai să vedem, mi-au pahar mic și la ăsta. Deci are 12. 12? Da, oh. Nici o lingură, o linguriță are. Pentru energizant, 12. Stă bine. Cred că e cel mai puțin până acum, nu? Cel mai forță până acum. Deși cu burn-ul ăla de lângă tine. Cu burn-ul ăsta, da. Tot pahar mic zic și eu. Burn-ul are 32, băi. Bă, cam mult. Păi ăla avea 12. Uite, vin o să filmez, vadă lumea că pun cum trebuie, poate zice lumea că pun la mișto aici, ca să scăp. 32. 32, da, pe bun da, pun. Nu, că nu are niciun rost, nu mă ajută cu nimic și eu sunt curios să pun exact să văd cât vine. 32, ca multicel dacă mă întreb pe mine. Hai să terminăm cu energizantele. Hai, dă-i cu energizantele. Sau nu, tot energizant? Energizant cu cafea, da. Ok, ia. Deci ăsta are 21 are. 21? Și ăsta are mult. Camarul ăla. 21, direct. 21 ai pus? Da, uite, vin o să vezi. Băi, lasă, așa. Bă, ce ești nebun la cap, tu nu vezi că spăiele tare de tot. Da, bă, 21, da, mă, și că bă, ce vorbești, mă, că bă, specialist spăiele. Ok, da, nu. A? Mm. Hai să luăm și ăsta, vin, deci da, Carrefour sau ce, habar n-am. 25 are Carrefour ăsta. 25? Da, sigur, ești și Carrefour sau l-am botezat noi acum? 25. Cam asta. Mm. Cam așa arată. Și ăsta, pentru 2000 mi se pare oricum mult. Și ăsta, Energy Drink, are 8. 8, mă? 8, da. Cam astea arată 8, uite. Nici nu s-a murdărit o fundul ăsta la pahar, dacă observi. Vezi că-i forță rău. Da. Stă bine pe zahăr. Stă chiar bine. Adică e ce trebuie. Să vă napu, păi fix pe ăsta luăm acum să vedem cât are. Deci ăsta are 120 are. Oh, iar m-am dus. O 120. Da, bă. Bă, la fix am pus. Eu? Bă, uite, bă, bă, dar, bă, nu mă crede deloc. Bă, tu n-am spus, bă, la fix ai târnat ăla. Prea bine, ești nebun la cap. Ia. Cam asta-i. Just o natura piersic ăsta, eu zic că mergem pe pahar mic la ăsta, așa cred eu. 15,4, are 15. Sunt prea bun, bă, hai să vedem. Bun. Cam asta e. Deci Liptonul are 67 are Lipton. Cam asta e.
Cam asta e treaba. Băi, am pus toate sucurile pe masă, după cum puteți observa. În primul rând, aici o să dea David un cadru să vedeți cum arată toate energizantele pe care le avem noi acum în momentul ăsta, verificate, ca să zic așa, cu zahăr. Frumos, bam, 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 totul. Iar după pe masă o să vedeți sucurile, fiecare cu paharul lui în dreptul lui și vedeți cât zahăr are fiecare. Bă, unele mai mult, unele mai puțin, unele spre deloc, nu știu care e treaba asta. Asta n-are deloc. Da, aici nu știu, nu înțeleg, habar n-am. Iar acum aș vrea să ne uităm așa, să vedem deci care are cel mai puțin, bine, din ce avem noi aici. Sunt sigur că mai există prin magazin, poate cu mai mult zahăr și poate și cu mai puțin. Dar doar ce am testat noi aici de față, dacă mă întreb pe mine la energizante, să-mi spui dacă ești tu de acord cu mine, ăsta are cel mai puțin, dacă îi dai un cadru, adică uite puțin cât are. E aproape nimic aici. Da, ăsta deci dintre ăsta energizante, mi se pare că are cel mai puțin dintre energizante. Ăsta e câștigătorul, ca să zic așa, din ce avem noi aici. Iar la sucuri, tu care zici că ar fi din ce avem aici cel mai ok, cu cel mai puțin? Din câte văd eu, Timbarcul ăla, nu? Cred că Timbarcul ăsta are cel mai puțin. Are mai puțin și decât Justul ăsta, dacă vă uitați. Ia să le comparăm așa. Uite, ăsta e Timbarcul și ăsta e Justul ăsta. Adică, uite, ăsta are mult mai puțin față de ăsta. Da, da, dacă are observ, mai puțin, vezi? Să observă. Deci la sucuri, cam Timbarcul are cel mai, deci, cel mai puțin. Deci ăsta, din ce avem noi aici, repet, cam ăstea sunt. Deci ăstea sunt cu mai puțin, fii atent. Le trec pe ăstea aici, adică în partea asta avem sucul și energizantul cu cel mai puțin zahăr. Iar acum energizantul cu cel mai mult zahăr, care cu siguranță ăsta-i, din ce văd da, eu. Da, nu? Ăla e, da. Ăsta mi se pare, deci ăsta, în partea asta punem cu cei mai mult. Ăsta odată. Iar sucul... Mountain Dew are. Cred că ăla, că aproape are paharul full. Ia uitați-l ăla. Paharul e full. Mai arunc așa o privire, dar... Nici la cola, cum ai zis tu, nici dacă dau cola, așa un zoom pe cola, nu, pă, uite, observă. Dacă compari între ele, uite, dacă faci comparație, e diferență, frate. Da, uite, e aici, diferență mare. Ești nebun. Nu. Deci, din ce avem noi aici, ăsta, cum ar veni, este câștigător cu cel mai mult zahăr. Cam asta e treaba. Deci energizantul cu cel mai mult zahăr, sucul cu cel mai mult zahăr, sucul cu cel mai puțin zahăr, energizantul cu cel mai puțin zahăr. Asta, repet, din ce am testat noi aici, probabil că sunt în magazine cu mai mult sau mai puțin, v-am mai spus. Bă, ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut experimentul, apăsați și voi butonul de like acolo în forță. Vă pup și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!